Bine v-am găsit la Cum vorbim despre liniște, un podcast Startup.ro în parteneriat cu NN România. Vă invităm să aflați de la antreprenori și oameni creativi cum puteți să anulați zgomotul de fundal și să faceți ca ceea ce contează să se audă mai bine. La Startup.ro vorbim cu afaceri și antreprenori de mai bine de 7 ani și am observat o tendință, dorința de a avea cât mai multă liniște în viața profesională și personală. Liniște care se traduce prin siguranță, unde am de certitudine, și spațiu în care se pot naște idei creative. În discuțiile care urmează, pornim împreună în căutarea metodelor prin care putem să aducem liniștea și siguranța în viața noastră. Discutăm cu oameni care vor împărtăși pe rând experiența lor prin care au reușit să dea liniștea mai tare. Eu sunt Irina Achim, iar acum vom porni în căutarea liniștii. Podcastul Cum vorbim despre liniște este susținut de NN România. Prin tot ceea ce face, NN contribuie la liniștea românilor și susține planurile lor pentru un viitor financiar mai bun, prin asigurări de viață, sănătate, locuință sau pensii private. Mirana Păun este psiholog clinician cu specializare în intervenția psihologică la copil, adolescent și familie. Autor de cărți pentru copii, creator de conținut, fondatoarea programului de educație emoțională Țițipoc și președinta Asociației Școala Întâi. Lucrează de mai bine de 17 ani cu cei mici și acoperă domenii precum entertainment, educație, psihoterapie, ajutându-i pe copii să evolueze frumos și să se integreze în familie, societate și în contextele educaționale la care sunt expuși. Prin Țițipoc, proiectul Mironei, joaca și emoțiile devin parte din explorarea lumii și componente ale întregului ecosistem în care părinții și copiii navighează. Programul inițiat de Mirona Păun a fost recunoscut și premiat pentru impactul adus în societate. Mai mult, Mirona aduce educația emoțională cât mai aproape de oameni, prin conturile de social media, unde îi ajută pe părinți să înțeleagă mai bine ce și cum au de făcut pentru a oferi siguranță, confort și aripi copiilor. Azi vom vorbi cu Mirona despre cum facem liniște ca să ne creștem copiii în armonie. Sfaturi și impresii din culisele celor care se pregătesc să devină adulți echilibrați emoțional. Ce te-a determinat să alegi această specializare din psihologie și cum ai ales în drum copiii și părinții spre o viață mai liniștită? Am lucrat de la început, de la 16 ani de când am început să lucrez. Am lucrat cu copii și am observat în toate mediile lor. În mediul social, în mediul educațional, pentru că am și predat într-un liceu, în sistemul familial. Și am observat că la baza noastră a societății stă, de fapt, sistemul familial. Dacă sistemul familial funcționează și există relații sănătoase între membrii ei, dacă fiecare se respectă și se iubesc așa cum merită și își pun în valoare resursele și toate aturile pe care le au, atunci societatea o să funcționeze. Practic, fiecare dintre noi ne construim subsisteme și suprasisteme de care aparținem și dacă reușim să avem relațiile bune cu cei din jurul nostru, atunci tot sistemul mare de care aparținem o să funcționeze mai bine. O să ne facem treaba în pătrățelul nostru. Era un film care se numea The Kids Are Alright și aș vrea să știu tu cum vezi copiii din România, cei născuți după 2010, cum îi descrie și cum îi descrie și pe părinților. Ce observ și sigur țin să menționez că nu sunt sociolog și că experiența mea pe lângă cea din proiectele cu Țițipoc, care ține mai mult de psihoeducație, eu privesc părinții și copiii în cabinet. Da? Deci, prin urmare, o să spun despre ei mei că sunt minunați și că au toate resursele de care au nevoie. Acum, extinzând puțin, ce observ la copii este că, într-adevăr, sunt extrem de deschiși și că au o capacitate foarte mare de a se exprima, de a verbaliza ceea ce simt. Nu mai sunt copiii care tac și înghit, acum sunt copiii care vorbesc și luptă pentru ceea ce își doresc și evident că asta face jobul părintelui să fie un pic mai provocator. Sunt copii care, într-adevăr, fiind foarte expuși volumului de informații și dinamicii exterioare, pentru că, vezi, e foarte important să punem evoluția societății în contextul în care noi suntem acum.
Și evident că, tocmai pentru că lucrurile au evoluat într-un ritm foarte rapid, creierul nostru încă nu s-a acomodat cu procesarea volumului foarte mare de informații. Prin urmare, o să observăm că copiii sunt poate mai agitați, nu mai sunt la fel de atenți, nu-și pot păstra poate atenția pentru un timp îndelungat asupra unui singur task, dacă taskul respectiv nu îi atrage suficient de tare. Deci au nevoie să fie stimulanți și asta tocmai pentru că sunt hiperstimulați în general. Da? Și aici e evident de avut grijă. În același timp ce observ este o rezistență mai scăzută la stres și la frustrare și asta se datorează, punând în contextul mai larg, și faptului că noi, generația noastră, suntem o generație care caută confortul. Nu mai suntem obișnuiți cu incertitudinea, drept dovadă, uite, să ne uităm și ce s-a întâmplat acum câțiva ani când a început pandemia, așa numai faptul că ne-am dat cu totul peste cap. Tocmai de aceea, atunci când lucrez cu familiile, le recomand, tocmai pentru a crește puțin nivelul de toleranță la frustrare și de reziliență, să se expună situațiilor care poate i-ar face să se simtă un pic inconfortabil. Sigur, păstrăm niște limite de siguranță. Dar avem nevoie să facem acele activități care să ne provoace și care să ne scoată din zona de confort. Acum, uitându-ne pe din perspectiva părintelui, s-a schimbat foarte mult dinamica familială și structura familială. Dacă odată familia lua naștere, așa rămânea, acum au crescut foarte mult de rata divorțurilor, au apărut familiile monoparentale, tatăl e din ce în ce mai implicat în familie. Se schimbă foarte multe lucruri la nivel de familie. Părinții sunt mai implicați, tind eu să spun și să observ. Acum, discuția care se pune este dacă nu cumva ne-am dus prea tare în direcția opusă față de stilul parental cu care am fost poate noi crescut sau generațiile anterioare. Deci, întotdeauna când ne uităm la modul în care se întâmplă lucrurile în prezent, avem nevoie să avem și perspectiva de dinainte, tocmai ca să putem să creăm un echilibru. Tendința noastră acum, părinților, tocmai pentru că avem experiența cu care am fost crescuți, este să fim mult mai permisivi, poate. A apărut acest stil de educație cu blândețe, care, din păcate, de o anumită perspectivă, este înțeles ușor diferit, în sensul că confundăm foarte mult blândețea cu fermitatea și cu faptul că părintele chiar știu uneori ce e mai bine pentru copilul lui și atunci avem nevoie să avem mâna aia de fier cu care să luăm decizii. Pentru că altfel riscul este ca copilul să fie supraîncărcat de decizii, de prea multe decizii și de prea multe responsabilități, chiar dacă sunt decizii asupra unor task-uri minore. Deci blândețe cu fermitate, așa. Exact. Bun. Să venim și la un subiect foarte hot, așa, în parenting, emoțiile. Ce sunt aceste emoții din perspectiva copiilor și care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere părinții când ne vorbim despre emoții? Copiii simt diferite emoțiile față de noi adulți, tocmai pentru că partea frontală, dar neocortexul nu este încă suficient dezvoltat. Neocortexul ne ajută pe noi adulții să luăm niște decizii raționale, adică să balansăm rațiunea cu emoția. Ori ei nu sunt încă suficient dezvoltați din punctul ăsta de vedere. Tocmai de aceea emoțiile se simt foarte intens, mult mai intens decât le simțim noi adulți. De asta și la copiii mici apar vizitele tantrumuri sau crize de furie care pot fi dificil de gestionat dacă părintele nu se preocupă de o curățenie emoțională. Deci ce au părinții de făcut pentru a gestiona mai bine situațiile este în primul rând să conțină. Iar prin conținere nu mă refer la a ascunde și a le preface că greutatea nu există, ci mă refer în special la această conștiință proprie a emoțiilor, a ceea ce simt eu atunci când trecem printr-o perioadă dificilă.
înseamnă în același timp să mă concentrez pe a găsi soluții, deci pe aspectele pozitive, și mai mult decât atât, înseamnă și să găsesc un sens în dificultățile prin care trec. Care e motivul pentru care fac tot ceea ce fac acum? Chiar mai devreme citeam un mesaj pe care l-am primit în comunitatea de pe Instagram, de la o mămică care îmi povestea de greutățile pe care le simte cu creșterea fetițelor ei, gemene. Și îmi povestea că vizionase unul dintre cursurile pe care le avem, pe care le-am lăsat pentru părinți, și îmi povestea de faptul că nu știe dacă iubirea pe care o transmite fetițelor este percepută de fetițe exact așa cum o transmite ea, pentru că e însoțită în același timp și de greutățile zilnice, greutățile care, sigur, fac parte din viață. Și am răspuns că pe lângă a conține, e foarte important să ne uităm și la modul în care copiii transmit iubirea, pentru că observ că părinții se simt uneori împovărați de faptul că trebuie să ofere foarte mult și tocmai pentru că sunt presați să ofere, uită să și primească, pentru că și copiii oferă foarte multe la rândul lor. Și atunci avem nevoie să lăsăm energia asta care circulă în relație, să circule liber, inclusiv de la copil către noi, și să vedem exact ce putem să primim din ea și cum o simțim între corpul nostru. Ai ales să vorbești despre sănătatea emoțională prin joc și prin teatru sub umbrela Țiții Poc. Cum îi ajută aceste manifestări pe cei mici să înțeleagă mai bine prin ce trec? După cum știi și probabil că ai citit, programul are la bază două personaje. Eu am punctat foarte mult pe crearea relației dintre personaje și copii. Iar ca o relație să se creeze, e nevoie ca un program să se implementeze pe timp îndelungat. Eu nu cred neapărat în proiecte pe termen scurt, care să le implementăm odată și gata, ne-am făcut treaba și am plecat. Pentru că dacă vrem să avem impact, avem nevoie să avem continuitate și consecvență. Tocmai de aceea, așa cum îți spuneam, unul dintre cele mai importante puncte pe care noi le-am avut în vedere a fost crearea acestei relații. De ce? Pentru că relația, mai presus de mesajele pe care noi le transmitem, este o relație care vindecă și care face ca mesajele pe care le avem de transmis să ajungă mult mai ușor la copii. Mai mult decât atât, tot ceea ce facem este inspirat din realitatea copilului. Adică toate spectacolele, toate activitățile, toate programele pe care le construim au la bază, de fapt, experiențele reale ale copilului, astfel încât celui mic este mult mai ușor să se pună în papucii personajului, să rezoneze cu el și să integreze lucrurile care se întâmplă și noi modalități de gestionare a situațiilor sau poate a emoțiilor. Asta pentru că, sigur, tematicile sunt multiple, abordăm în tot spectrul emoțional plus situații care sunt acum în vizor, și anume bullying-ul, tehnologie, utilizarea în exces a ecranelor, respectarea limitelor, tot ce ține de dezvoltarea emoțională sănătoasă a copilului. Și ce ai învățat din aceste spectacole? Ce te-au învățat pe tine copiii? Că tu înveți multe pe ei, dar ți-ai luat și tu niște lecții cu siguranță. Copiii au nevoie să se bucure alături de noi și să fie integrați în viețile noastre ale adulților. Asta cred că a fost poate una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat de la ei. Și lecția asta a fost și întărită de o experiență pe care am avut-o în cabinet, pe care îmi permit să o împărtășesc. Experiența unei familii care-i fetițe se simtea foarte tristă în ultima perioadă, deși familia făcea absolut tot ce putea pentru ea. Și lucrând și lucrând am descoperit, de fapt, și fetița a avut puterea să spună că ea are nevoie ca părinții să nu se mai sacrifice pentru ea și să se bucure și să fie fericiți în activitățile pe care le fac împreună. Observase că inclusiv mersul cu bicicleta nu mai devenise neapărat o plăcere pentru ei, ci o făceau mai degrabă, dar dintr-un soi de neapărat, sigur, obligația firească și responsabilitatea firească a părintelui, dar mai degrabă ca să-și vadă copilul fericit. Dar că copilul nu poate să fie fericit singur.
Copilul are nevoie să fie fericit alături de părinți și ca el să fie fericit, părinții au nevoie și adulții din jur au nevoie de fapt să-și găsească această bucurie și fericire în micile lucruri pe care le fac. Copii de grădiniță, de școală primară și apoi de gimnaziu. Ce ar trebui să știe părinții despre fiecare perioadă prin care trec copiii lor, niște puncte cheie ca să navigheze aceste etape? Mm-hmm. În perioada copilăriei mici, deci la grădiniță, copiii trec printr-o etapă care se numește inițiativă versus culpabilitate. Adică, ei încep să descopere lumea, să aibă tot felul de activități, sunt foarte curioși să descopere lucruri, deci au foarte multă inițiativă. Ce pot face părinții aici este să susțină această inițiativă și să încurajeze să descopere lumea așa cum o văd ei, cu foarte multă curiozitate. Spun asta pentru că observ inclusiv și m-am observat inclusiv pe mine ca adult că am trecut printr-un proces ca să-mi redescopăr curiozitatea pe care o pierdusem la un moment dat prin prisma, sigur, preocupărilor și grijilor zilnice. De ce spun asta? Noi ne naștem cu curiozitatea asta și curiozitatea ne ajută foarte mult să descoperim ce avem de făcut, să ne găsim sensul și misiunea în viață. Deci, atât timp cât părinții susțin inițiativa copiilor, este absolut minunat. Efectul, în cazul în care asta nu se întâmplă, este un sentiment pe care copilul îl dezvoltă, un sentiment de culpabilitate, de vinovăție, cum că este greșit să descopere, este greșit să cunoască, este greșit să facă lucrurile pe care le face astfel încât să intre în contact cu lumea înconjurătoare. Mai apoi urmează perioada școlii în care copilul are nevoie, perioada se numește competență versus inferioritate și anume copilul are nevoie să-și dezvolte un sentiment de că poate. Asta înseamnă că prin lucrurile pe care el le face are nevoie să vadă că primește rezultate care îi sunt pe plac, adică are nevoie de note bune, are nevoie de laude, are nevoie să înțeleagă că greșeala face parte din proces și că cu cât greșești mai repede, cu atât înveți, cât greșești mai mult, cu atât înveți mai repede și mai bine. Da? Deci avem nevoie să îi susținem în direcția asta și să-i ajutăm să înțeleagă că a greși nu e ceva greșit, ci a greși este chiar firesc și este uman și face ca învățarea să fie mai profundă decât în situațiile în care n-am greșit. Dacă nu se întâmplă asta, se dezvoltă un sentiment de inferioritate, adică se dezvoltă sentimentul că nu pot și că nu sunt capabil. Și ce observ acum este că majoritatea dificultăților de învățare pe care le întâmpină preadolescenții sau adolescenții au legătură cu o blocare emoțională în perioada despre care vă vorbesc. După care urmează, sigur, preadolescența în care avem nevoie, copilul începe să se descopere prin relațiile cu ceilalți, deci are nevoie să se simtă integrat. Dacă nu va avea susținut, nu va primi susținere din partea părinților în privința relațiilor, a prietenilor pe care le face sau despre cum să-și creeze prietenii de durată, atunci e posibil să ajungă să se izoleze. Deci să dezvolte un sentiment de izolare. Visurile mari încep încă din copilărie, mai ales dacă ai contextul în care mintea se duce către orice univers în care imaginarul poate deveni realitate. În călătoria copiilor către viața adultă, sănătatea și fericirea lor contează cel mai mult pentru părinți, iar grija pentru a le asigura un viitor sănătos e o preocupare continuă. NN România oferă soluții pentru o viață sănătoasă a celor mici, din toate punctele de vedere, ca să nu existe nimic care să îi împiedice să se facă mari și să-și pună visurile la treabă. Pe nn.ro puteți descoperi soluțiile dedicate copiilor pentru o dezvoltare sănătoasă și un start bun în viața de adult. Și dacă tot vorbim de preadolescență, să ajungem și la bullying. Care sunt instrumentele prin care părinții pot crea un safe space? E un subiect care cred că dă multe bătăi de cap tuturor. Dar cum creează părinții un spațiu în care se simtă copiii confortabili să vorbească despre ce se întâmplă la școală?
Aș vrea să ne gândim și vă provoc să vă imaginați și voi pe voi înși vă, dar să vă imaginați și copiii voștri ca și cum ar ține în mână o lumină. Lumina asta reprezintă tot ceea ce sunt ei, reprezintă ființa lor. Copiii atunci când intră în mediile sociale, educaționale, școlare, sociale, au nevoie să învețe cum să își arate ceea ce sunt și să învețe cum să se protejeze pe sine astfel încât lumina asta să nu fie stinsă de către ceilalți sau să nu fie... Ați văzut cum face o flacără atunci când da suflet în ea. Deci avem nevoie să învățăm pe copiii noștri că există și bine, există și rău, există și copii care sunt foarte prietenoși, dar există și copii care au întâmpinat o mulțime de dificultăți acasă și că de cele mai multe ori un copil care agresează este un copil care de cele mai multe ori a fost agresat. Prin urmare, avem nevoie să-i dezvoltăm și empatia și înțelegerea față de ceea ce se întâmplă, dar în același timp să-l învățăm și cum să se protejeze. Iar aici metodele sunt multiple, fiecare nu există o rețetă care spune faci asta, faci asta, faci asta și copilul tău o să fie bine atunci când, Doamne ferește, dacă va fi expus la astfel de întâmplări. Deci cel mai bine este ca fiecare să-și găsească propriile răspunsuri care sunt adecvate pentru copiilor. Ce a funcționat, de exemplu, în situațiile mele de cabinet, pe lângă lucruri la încredere în sine, eu recomand de fiecare dată activități care să facă plăcere copilului. Fie că sunt activități sportive, fie că sunt activități artistice, în funcție de înclinațiile pe care fiecare copil le are. De ce fac asta? Pentru că un copil are nevoie, așa cum spuneam, să înțeleagă că poate. Că, iar prin a putea înseamnă pot să fiu în siguranță în mediul din care fac parte, pot să mă apăr, pot să cer ajutorul, pot să fiu cine sunt eu fără să dau explicații și fără să mă simt prost că sunt așa cum sunt. Deci avem nevoie să înțelegem că chiar și diferențele dintre noi ne fac absolut speciali și că atunci când le înțelegem și când le acceptăm, aici se descoperă, de fapt, adevărata comoară în relații. Iar copiii au nevoie de ghidajul părinților ca să învețe asta, pentru că ei sunt extrem de naivi și puri în momentul în care vin pe lume, prin urmare sunt mult mai ușor de rănit. Deci au nevoie ca noi să-i învățăm să-și dezvolte acele mecanisme de adaptare și de reacție la ceea ce li se întâmplă foarte sănătoase. Precum a cere ajutorul atunci când simte că nu poate să facă față, pentru că bullying-ul ce înseamnă? Înseamnă o activitate, o agresiune care se întâmplă în mod repetat și care periclitează siguranța și sănătatea, integritatea fizică și psihică a persoanei. Da? Deci au nevoie să învețe să se protejeze și au nevoie să învețe să ceară ajutorul. Spuneai pe conturile Țițipoc că 5% dintre părinți se simt epuizați, 26% se simt părinți răi, 30% se simt adesea singuri, iar 10% spun că au chef să plângă în fiecare zi, toate fiind riscuri de burnout parental. Ce pot face părinții ca să-și găsească un pic de liniște de sine? Să mai schimbe statisticile un pic. Revin la bucurie. Să-și găsească momente de bucurie. Micile bucurii zilnice. Gândiți-vă așa, mintea noastră este construită să formeze pattern-uri. Dacă nu găsește un pattern, îl creează. Dacă noi ne concentrăm exclusiv pe lucrurile rele sau pe senzațiile și sentimentele neplăcute pe care le trăiesc, ăsta va fi pattern-ul, dar output-ul este pe măsură. Dar dacă eu încep să-mi schimb atenția și să-mi creez acele momente frumoase de care să mă bucur și care să facă parte din viața mea, dacă îmi găsesc acele metode prin care pot să-mi încarc rezervoarele, pentru că observ că părinții se supraîncarcă uneori cu foarte multe responsabilități, de exemplu tinerele mame, unde se știe, da, în prima perioadă de viață a bebelușului,
Avem nevoie de odihnă. Dacă nu ne odihnim, riscul de a ajunge într-un burnout este foarte mare. Și atunci, în loc să ne preocupăm de sarcinile casnice, în loc să spălăm, să călcăm și să facem mâncare, avem nevoie să ne odihnim. Da? Deci să ne prioritizăm starea de bine. Somn, odihnă, da? Mâncare, mâncatul adecvat. Sunt foarte mulți părinți care uită să mănânce, care nu au mesele regulate. Dacă noi nu avem grijă de organismul nostru și nu-l hrănim așa cum are nevoie, cum poate el să ne susțină în a ne face toate lucrurile pe care ni le propunem, care oricum sunt foarte multe dacă ne uităm pe task-urile unui părinte. Dacă mai este și un părinte care lucrează, da, atunci riscurile sunt crescute. Așa că avem nevoie de acele momente mici de bucurie, de pauze. Noi visăm la vacanță atunci când suntem foarte obosiți, dar s-a demonstrat științific că pauzele scurte și dese sunt mult mai eficiente în situații de oboseală cronică. Deci, cu cât luăm mai multe pauze, chiar dacă sunt scurte, 5-10 minute, într-o perioadă mai lungă din zi, atunci scade riscul de oboseală. Care crezi că sunt cele mai mari capcane pe care părinții și le pun în dezvoltarea relației cu copiilor și de unde crezi că provin aceste dificultăți în a crea conexiuni? Eu văd capcanele de două feluri. Sunt capcanele conștiente pe care ni le punem și capcanele inconștiente. Capcanele inconștiente sunt, sigur, că da, propriile experiențe pe care fiecare dintre noi le-am trăit în trecut. Iar atunci când apare copilul, s-a demonstrat faptul că de cele mai multe ori ni se activează anumite pattern-uri de funcționare, anumite stări, anumite senzații, anumite amintiri de care avem nevoie să ne preocupăm, tocmai pentru ca scenariul meu ca părinte să nu se suprapună cu scenariul copilului meu. În momentul în care se suprapun scenariile, atunci creșterea și educația lui devine mai dificilă, tocmai pentru că nu pot să-l privesc pe copil așa cum este el, ci îl privesc prin prisma propriilor mele experiențe. Este ca și cum am o pereche de ochelari de o altă culoare și nu reușesc să văd culorile în tocmai așa cum sunt ele. Da? Deci am nevoie să mă preocup de curățenia mea emoțională și să exersez conștiința și conștiența de sine. Da? Să devin din ce în ce mai conștient de ceea ce trăiesc, nu doar în relație cu copilul meu, ci și în relație cu cei din jurul meu. Iar aici, sigur că metode sunt multiple, dar una, poate cea mai la îndemână, este am dezvolta un simț de a mă observa, o altă pereche de ochi pe care o am lângă mine, care nu mă critică. Asta pentru că foarte mulți dintre noi avem acel critic interior care ne însoțește în toate privințele, dar care, din păcate, nu ne ajută sub nicio formă să ne dezvoltăm, ci din potrivă ne ține acolo, bine, ne pune capacul și ne ține în hârtie. Deci această pereche de ochi care să ne observe și care să ne furnizeze informații obiective despre cum sunt eu în relație cu cei din jurul meu. Apoi am nevoie să învăț cum să gestionez presiunea care vine din exterior, pentru că odată cu dezvoltarea tehnologiei și apariția platformelor de social media, comunităților, care sigur că au un rol foarte important pentru părinți și nu numai, evident că asta vine la pachet cu o serie de riscuri de care e bine să fim conștienți. Unul dintre ele fiind că atunci când primesc prea multă informație, e posibil să mă îndepărtez și nu îmi dau timp să o procesez, tocmai pentru că suntem bombardați de informație, timpul de procesare pe care creierul are a scăzut, tocmai de aceea mi este foarte dificil să aplic. Da? Primesc foarte des întrebarea, ok, am citit foarte multe lucruri în cărți, am auzit foarte multe lucruri, dar cu toate astea, parcă nimic nu funcționează. And then what? Da? Nu funcționează tocmai pentru că nu mai avem timpul pe care îl aveam odată. Da? Toate lucrurile pe care le facem, le facem pe repede înainte, le facem la continuu, lista de to-do nu se mai termină și sigur că presiunea crește foarte mult. Odată ce crește presiunea,
crește anxietatea. Odată ce crește anxietatea, eu mă îndepărtez de la mine însă. Nu mai pot să fiu conectat cu cine sunt eu cu adevărat, ci cu nevoile mele. Fiziologice, fizice, emoționale. Dar nu mai pot să fiu conectat. Și atunci am nevoie să mă învăț să mă întorc către mine însă și să-mi dau timp și spațiu mental să procesez tot ce vine către mine. Pentru că pe lângă informația pe care noi o primim, vin și foarte multe opinii pe care comunitățile și persoanele din comunități le împărtășesc. Și cred că poate una dintre cele mai mari provocări pe care părinții le au în zilele noastre este să învețe că nu există un parentaj perfect. Din nou, nu există o rețetă despre cum să fii un părinte bun pentru copilul tău și că e nevoie ca fiecare dintre noi să ne dăm voie să îl vedem pe copil cu propriile lui nevoi, așa cum se manifestă el. Spun asta pentru că chiar dacă există nevoi emoționale universal valabile pentru toți dintre noi, ele se manifestă diferit. Și atunci avem nevoie să îl cunoaștem pe copil și chiar să-i dăm voie să ne ghideze în creșterea lui, pentru că el vine dotat cu o serie de instrucțiuni, poate invizibile, dar el știe și când are nevoie să fie hrănit, are nevoie de a-și cere când vrea afecțiune și iubire, când vrea atenție. El vine la pachet cu toate lucrurile astea, noi doar e bine să ne dăm voie să îl cunoaștem și să trecem informația prin filtrul experienței pe care noi o avem în momentul ăsta. Acest episod mai vechi al tău în care vorbeai de această baghetă magică pe care dacă ar avea-o părinții, ar folosi-o la ceva. La ce anume crezi că ar vrea să folosească părinții această baghetă? Cel mai, așa, un scenariu frecvent. La a feri pe copil de durere și de suferință. Asta este una dintre cele mai dese dorințe pe care le aud de la părinții cu care interacționez. Și observ într-adevăr o tendință de a ne feri, nu doar pe copil, ci și noi. Tocmai de aceea căutăm foarte mult siguranța și confortul. Dar dacă întrebarea este de ce am vrea să-l ferim de durere și de suferință când emoțiile astea și experiențele care generează emoțiile astea care se simt poate într-adevăr neplăcut și greoi, sunt experiențe care ne ajută să interacționăm cu lumea, să o cunoaștem mai bine și să intrăm mult mai în contact cu cine suntem noi cu adevărat. Deci eu nu privesc durerea și suferința ca pe ceva rău, ci ca pe ceva care face parte din viață și de care avem nevoie tocmai ca să putem să identificăm foarte clar cine suntem noi, ce ne place, ce nu ne place, ce e bine și ce nu e bine pentru noi. Așa că e important să învățăm, inclusiv noi ca adulți, să gestionăm lucrurile astea noi. Pentru că, sigur, noi am fost generația care nu am fost învățați cum să ne gestionăm emoțiile. Habar n-am avut. Da? Deci reglarea noastră emoțională s-a făcut așa în toate direcțiile. Așa că s-au creat tot soiul de mecanisme care acum nu ne mai sunt de folos. Avem nevoie să le cunoaștem, să vedem ce ne ajută acum și ce nu ne mai ajută. Și să înțelegem că nu există creștere fără efort și da, și fără durere și suferință. Ori dacă noi ne ferim, automat ne scade foarte mult reziliența la stres și toleranța la frustrare, lucruri care sunt esențiale ca să facem față. Dacă nu avem toleranță la frustrare și reziliență în fața stresului, da, uite cum crește prevalența bolilor, nu doar psihice și mentale, ci și fizice. Da? Pentru că automat corpul, în momentul în care noi nu conștientizăm o emoție, o exprimă sub formă de durere fizică. Corect. Ai mulți ani de experiență și în cabinet, și în Țițipoc, și în tot ce ai făcut. Și vreau să știu dacă ai așa niște
revelații pe ceea ce înseamnă misiunea de a învăța pe copii cum să-și gestioneze emoțiile și ce sunt ele. Cred că de una dintre ele chiar ți-am împărtășit-o mai devreme, cea cu faptul că copiii au nevoie să se bucure alături de părinți. Un alt lucru, cred că zilnic primesc, știi, noi avem nevoie de mesaje și de, și când mă refer la mesaje, mă refer la mesajele text sau pe WhatsApp pe care le primim sau în inbox, ci mă refer la mesajele pe care le detectăm în jur, și anume că ceea ce facem, facem bine și că suntem pe drumul cel bun. Eu cumva am avut norocul să încep într-un domeniu despre care nu știam neapărat că asta va fi și că aici voi continua, dar se pare că am început și aici am rămas. Deci mi-am dat voie pe parcurs să fiu ghidată și de drum, nu doar să-mi fixez eu în minte anumite obiective de care să mă țin, și probabil că asta a fost unul dintre lucrurile pentru care mă mulțumesc mie acum că am procedat în felul în care am procedat, și anume să fiu flexibilă și să-mi dau voie să experimentez mai multe aspecte ale domeniului, trecând prin mai multe etape. Iar un lucru pe care l-am, care a fost așa de foarte mare impact pentru mine, de la primit de la copii și de la, și de la părinți, este această revelație și conștientizare a faptului că iubirea în relația părinte-copil funcționează în ambele sensuri, nu doar dinspre părinte înspre copil, ci și că copilul oferă foarte mult și că noi ca adulți avem nevoie să ne deschidem și să primim. Și poate că acesta a primi a fost chiar un leitmotiv în, cred că în ultima mea perioadă. Îmi pun deseori întrebări. Ce înseamnă ca eu să pot să primesc? Ce înseamnă ca eu să pot să primesc iubire? Ce înseamnă ca eu să pot să primesc recunoștință? Ce înseamnă să ofer recunoștință? Și îmi dau voie ca răspunsurile să vină înspre mine. Asta este un alt lucru pe care l-am învățat de la copii. Să las lucrurile să vină. Să nu mai încrâncenesc poate atât de tare pe lucrurile pe care eu mi le imaginez. Mulțumim că ați ascultat Cum vorbim despre liniște, un podcast Startup.ro în parteneriat cu NN România. Sperăm că acest episod să fie adus un pic de liniște în viața voastră și că v-a inspirat pentru zile în care să puneți pe mute orice zgomot care vă poate afecta echilibru, siguranța și încrederea în viitor. Dacă v-a plăcut ce ați ascultat, faceți un share acestui episod unui prieten, coleg sau membru din familie pe care discuția noastră l-ar putea ajuta. Intrați pe startup.ro pentru mai multe detalii și dacă ascultați pe Spotify sau Apple Podcasts, puteți să ne lăsați un review de 5 stele. Mulțumim și ne auzim curând. Până atunci, la cât mai multă liniște!